50 de milioane pe care le-am scos din fondul de intervenție și ieri le-am aprobat în ședința Comisiei Situații Excepționale și ele se referă în mod special la raioanele care au fost afectate. Este vorba de raionul Cahul, Cantemir, da. Și, dacă nu mă greșesc, Nordul, Iedniț. Da, da. Și în Nord, acolo unde au fost calamitățile Grindină. Eu, dacă spate, îmi continui să rog noi atunci când ne planificăm fondul de subvenționare, ele țintesc agricultura cu valoare adăugată înaltă. Eu am spus și mai înainte, până toți producătorii de cereale se ajustează, noi vom continua să subvenționăm, este evident, inclusiv să ajutăm acolo unde sunt pierderi. Dar gradual, cred că trebuie să lucrăm împreună cu agronomii, împreună cu partenerii de dezvoltare, mă refer la ăștia tehnologici, ca să ne ajute să schimbăm accentul de pe cereale pe alte tipuri de produse, care aici, în sud, iarăși, având în vedere natural care este nivelul de umiditate. Problemele agricultorilor, anume din Cahul, Cantemir, pentru că eu înțeleg că asta o să fie țintit așa cum a vrut domnul ministrul agriculturii, m-aș bucura foarte mult, dar problemele noastre sunt mult mai grave, mult mai grave și chiar o să-mi permit să vă spun că noi am solicitat niște reivindicări încă din luna octombrie, noiembrie, care practic nu s-au soluționat cu nimic și noi atunci, așa vă spun lucrurilor pe nume, noi ne-am simțit agricultorii trădați, pentru că noi am mizat pe cel puțin discuția cu dumneavoastră atunci, ceea ce nu a avut loc. Ca mai apoi, după anul nou, când am văzut colegii noștri din România că au înaintat aceleași revindicări, fiind o țară europeană, la ei s-au soluționat aceste revindicări, începând cu moratoriul la plăți la credite, acordarea creditelor pentru mijloace circulante pe o perioadă de 5 ani, cu o dobândă foarte mică comparativ. Eu înțeleg că la noi nu se poate face acest lucru. Alocarea mijloacelor financiare pentru credite investiționale pe termen de 8-10 ani, iarăși cu o dobândă foarte mică. Ceea ce dumneavoastră spuneți că noi trebuie să ne reprofilăm, să facem o producție cu valoare adăugată, dar problema cea mai mare că orice am produce noi în Republica Moldova și mai ales în zona asta noastră de sud, costurile de producere sunt mai mari ca la vecini. Și atât vedeți ce se întâmplă în toată Europa. Practic, piața europeană e suprasaturată și ei deja încep a concura între ei. Ați văzut acțiunile fermierilor din Franța? Ați văzut acțiunile fermierilor din Germania, din Spania, din Polonia. Noi am cerut elementar. Și iată acum situația este foarte gravă. Eu personal am reușit, adică cu problemele, cu băncile, cu astea, le-am rezolvat. Dar eu dacă vă deschid telefonul și vă arăt zilnic câți fermieri îmi scriu și încerc sfaturi, cum să facem, ne sunăm zilnic, practic, acel moratoriu este salvarea agricultorilor. Și întotdeauna noi am avut o întâlnire cu reprezentanții băncilor. Reprezentanții băncilor au spus că au bani și asta au arătat cifrele de la statistică, le-ați văzut și dumneavoastră, s-au făcut public veniturile pentru anul 2022-2023. Da. Nu ne băgăm în buzunarul altcuiva, dar adică ei au spus clar că sunt posibilități, doar că este nevoie ca să intervină Banca Națională la modificarea regulamentului. Iată, despre asta noi am vorbit și asta am solicitat. Ceea ce țin de compensații, adică noi avem întrebări pentru că sunt practic multe zone chiar și la noi în raion unde nu s-a recoltat roade mai mult de 2 tone de porumb la hectar, dar luând în considerație costurile și prețul de realizare, practic suntem la fel de afectați ca și cei din celelalte zone. Deci au fost 2 ani consecutivi de dezastru în agricultură, în care noi, practic, acum nu sunt bani și este nevoie mai mult ca niciodată de infuzie, de lichidități în domeniul agriculturii, care nu sunt, iată, băieții. Știți cum? Au reeșalonat anul trecut, 2022 vorbim, au reeșalonat, băncile nu le-au acordat credit. S-au dus la companiile microfinanțare. Anul ăsta au reeșalonat, cine le mai dă bani? Nu le dă nimeni absolut bani.
și sunt nevoiți să duc să ia bani scumpi, să duc la cămătari, să zicem așa, și iau bani la procent. Nu este normal. Noi avem acum nevoie de lichidități, noi avem nevoie să soluționăm, pentru că lanțul acesta de probleme o să meargă la următorii care o să fie afectați, furnizorii de inputuri, și o să vedeți că în următoarea perioadă o să vină cu multe solicitări. Este vorba de achitarea taxei pe valoare adăugată la vamă, că ei au multe importuri, și o să vină cu solicitări să, ori să amâne plățile astea, ori să încerce să le aduc pe altă cale, numai ca să nu achite aceste taxe. Și după aceea taxa de la vamă ajunge în bugetul de stat, adică practic este un circuit închis. Și este nevoie ca noi să soluționăm acum urgent această problemă. Înțelegem că bugetul de stat este mic și nu ajunge ca să fie alocat. S-a alocat 50 de milioane, da, asta ar fi prin minuni, că acum să mai găsiți încă vreo 200-300 de milioane, s-a alocat și la ceilalți agricultori, pentru că ceilalți tot așa stau. Dar cei ce ține de motorina care trebuia să vină, nu vrem să discutăm, deja am discutat și cu domnul ministru de interne și cu mai mulți, adică este cam rușinos că nu a ajuns până la moment. Și nici nu știe când o să ajungă. Iată, nimeni absolut nu a zis cine o să vină săptămâna viitoare, o să vină peste o lună și noi nu putem planifica. Ok. Haideți să-l luăm pe rând. Colegi, eu știu că întotdeauna o să fie dificil să împarți bani atunci când ei nu sunt. Și îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar noi, cum am spus și în ședințele precedente, noi suntem toți o familie, când zic despre familia Republica Moldova. Și atunci împreună trebuie să decidem care sunt alocările financiare. Și iată, anul trecut, așa cum a fost foarte dificil pentru toată lumea, dar pentru toată lumea, că nu a fost dificil doar pentru producătorii de cereale, dar a fost dificil pentru toată lumea, pentru că încă mai avem aceste consecințe ale războiului. Noi totuși am alocat aproape 500 de milioane, aproape jumătate de miliard de lei suplimentar, anume pentru producătorii din sectorul agricol. Cea mai mare parte s-a dus la producătorii din sectorul cerealelor. Noi tot trebuie să, și am să insist că noi trebuie să ne reorientăm și de asta punem la dispoziție programele care au în vedere investițiile pe termen lung, în zootehnie, în sectorul vinicol și așa mai departe, care să ne ajute să ieșim din acest cerc vicios. Subvenții, cereale, export. Subvenții, cereale, export. Și se primește că noi, pe parcursul ultimilor ani, prin acest model, am subvenționat pâine ieftină pentru alții. Fără supărare, noi această politică păguboasă nu putem să o continuăm. Am zis, n-avem încotro, va trebui să mai continuăm să subvenționăm acest sector de producerea cerealelor o perioadă până când se fac ajustări, până creștem mai multă zootehnie, până creștem mai mult producere de carne de pasăre, ouă, lapte, care astăzi toate le importăm. Înțeleg care sunt aceste dificultăți pentru producătorii de cereale și noi de fiecare dată când găsim de astea bugete suplimentare, le alocăm. Cum am zis, astăzi, deci ieri a fost această primă alocare suplimentară de 50 de milioane pentru raioanele care au fost afectate cel mai mult de secetă și corespunzător o să identificăm și în viitor mijloace suplimentare. În ceea ce privește instrumentele pe care le-a aplicat România și alte țări europene în raport cu agricultorii, trebuie să reieșim din realități. Unu, este realitatea acelor alocări bugetare pe care ei și le pot permite. Și al doilea lucru, chiar și în cazul României, aceste relaxări de finanțare s-au făcut în baza fondurilor de garantare, care acolo deja sunt ca și instrumente și s-au mai făcut inclusiv în baza fondurilor de asigurări care au fost utilizate pentru sectorul agricol.
Ceea ce vreau să spun este că nu putem să punem o oglindă ce poate face guvernul de la Chișinău în raport cu ce poate face guvernul de la București. Revin la faptul că noi vom continua să alocăm și mai multe resurse financiare în măsura în care noi vom avea această posibilitate. Așa cum am făcut în anul trecut, așa vom ajuta țintit și în acest an. Eu totuși mă bucur că, uitați-vă, în 23 volume investițiilor din acest sector au crescut și corespunzător solicitările în AIPA pentru a compensa parțial post-investițional prin subvenții, tot așa a crescut. Ceea ce înseamnă că o parte din sectorul agricol se mișcă înainte. Sarcina noastră este țintit să ajutăm pe cei care nu reușesc astăzi din considerente obiective, că nu-i roadă, că nu sunt prețuri. Totuși trebuie să recunoaștem, și aici, iată, suntem așa, mai aproape unii de alții, trebuie să recunoaștem că sunt agenți economici care nu reușesc să ia decizii bune. Și atunci, nu știu dacă este responsabil guvernul sau cineva să intervină și cei care nu au luat decizii investiționale sau decizii de costuri, cum să zic eu, bune, toți ceilalți cetățeni se plătească pentru asta. Sunt unii care, iată, gradual i-am luat pe fiecare din momentul în care noi ne-am pornit să facem acest lucru, 200 de întreprinzători, de producători de cereale s-au adresat, cu 100 deja au depus dosarele, cred că sunt deja 15 care au fost aprobate, se continuă cu fiecare dosar în parte. Mă uit că și comerțul Ucrainei pe Marea Neagră, mă refer la exporturile, se restabilesc corespunzător și presiunea pe piețele noastre, dar și pe infrastructura noastră se va micșora. Asta nu înseamnă că, gata, toate problemele le-a rezolvat, dar asta ne va ajuta noi totuși să avem o perspectivă mai bună în 24, așa cum am avut-o și în 23. Eu sunt de acord că noi trebuie să avem și noi aceste sisteme de garantare și, de exemplu, acum două zile a fost în vizită directorul al Development Financial Corporation din Statele Unite și noi, împreună cu dânsii, am discutat acest sistem de garantare a creditelor în agricultură, specific în agricultură, pentru că băncile, sistemul financiar bancar, beneficiază de niște așa numite facilități de garantare din partea BERD-ului, dar ele se referă la portofoliul întreg al creditelor. Acum, noi vrem să facem exact același lucru, dar exclusiv pentru domeniul agricol. Și noi vom realiza acest lucru, dar până atunci noi trebuie să facem și să studiem fiecare dosar individual. Asta dincolo de faptul că noi ajutăm cu aceste creșteri de buget pe care le alocăm pentru compensarea fie a pierderilor din secetă, fie a pierderilor din cauza prețurilor mici și costurilor la inputuri. Da. Venim la subiectul. Guvernul a pus la dispoziție un mecanism. Acest mecanism a început să lucreze. Dacă acest mecanism poate fi îmbunătățit, haideți să discutăm domnul cum acest mecanism poate fi îmbunătățit. Ce sunt de fond de garantare? Eu scurt. În 2020 mi s-a promis acest fond de garantare după două întâlniri cu banchieri. Aceeași problemă a fost. Acum când am avut, îmi pare foarte rău, da, sunt și cazuri, cum ați spus dumneavoastră, nu excludem, păduri fără uscăciuni nu există, dar problema de bază, de ce băncile și care au vociferat-o la Ministerul Agriculturii, la întâlnire cu reprezentanții băncilor și reprezentantul băncii naționale, este vorba de regulament. Pentru că automat ce fermierul s-a dus, reeșalonat odată creditul și dumneavoastră spuneți că el a reeșalonat pe 6 luni. Asta nu a vrut fermierul, pentru că fermierul nu poate să accepte o reeșalonare pe 6 luni. El trebuie să accepte o reeșalonare cel puțin pe 12 luni. Eu vorbesc că a venit peste 6 luni. A venit peste 6 luni. Asta banca, mai lung. Nu, banca i-a pus condiția, noi putem reeșalona doar pe 6 luni, el s-a mai dus după 6 luni iarăși o reeșalonat, dar problema în reeșalonări la băncile comerciale este regulamentul băncii naționale. Atenție, cazul care a fost acolo nu este o reeșalonare peste 6 luni, pur și simplu
reșalonarea a fost pe perioadă mai lungă, doar că peste 6 luni și după, cum să zic eu, o tranzacție de scoatere a banilor din companie, s-a revenit noi, la același... Noi am înțeles, da. Noi vorbim la general, eu vorbesc la general pentru că acum, noi acum revenim la faptul că guvernul nu poate să intervină peste bănci și peste Banca Națională. Decât în, decât Parlamentul poate să intervină. Dumneavoastră nu poate să... Astea sunt instituții independente. Deci ceea ce noi putem face, așa cum am făcut-o și anterior, este să intermediem această discuție, să vă întâlniți. 200 de fermieri care au depus cereri. Din 200 de fermieri, nu, doar 14. Deci, 200 s-au interesat în ceea ce privește procedura. 100 au depus aceste cereri. 14 deja au fost rezolvate. Și astea au trecut 2 luni și ceva. Păi, colegi, asta depinde și de, de cei care depun aceste noi cereri. Noi vorbim, ne-a spuneți că o să meargă investiții pentru zootehnie, de exemplu, culturi cu valoare adăugată, dar la moment majoritatea fermierilor, o mare parte din ei sunt cei cu probleme, care sunt puse sechestri, sunt puse conturile, iată, chiar și ieri abia am sunat la inspectorat fiscal și de 10 ori am sunat, au pus incasul la cont, fără să mă anunță, legea scrie clar, trebuie să mă anunță. Încă o dată, revenim noi nu putem să mergem mai departe, noi nu putem beneficia de subvenții, noi nu putem beneficia de credite să investim ca să, să schimbăm abordarea în agricultură, să nu facem cultura mare cereală, dar să punem vii, livez, zootehnie, legumicultură. Asta deja se întâmplă. Se întâmplă, dar noi, noi suntem. Deci noi în total, iată așa, ne uităm pe sistem. Dacă ne uităm pe sistem, noi avem, cred că, 450 și puțin, 450 de producători de cereale pe toată țara, care chiar au probleme. Și ele sunt foarte diferite. O parte din trânșii au acumulat aceste, s-au descurcat cum s-au descurcat, au acumulat aceste pierderi și aceste datorii pe parcursul ultimilor 4 sau 5 ani. Noi nu trebuie să discutăm ipotetic și despre toți tot una. Ăștia 450 și puțin de agenții economici, iată, Ministerul Agriculturii și lucrează cu fiecare dintre ei, chiar dacă ei încă nu s-au adresat la noi. Acum, 200 s-au interesat, 100 deja au depus, ei și-au fost ajutați să-și pregătească documentele, inclusiv Ministerul Agriculturii a alergat ca să scoată toate documentele și informațiile necesare de la toate instituțiile, în mod special de la serviciu fiscal, dar și de la serviciu cadastral, hidrometeorologic și așa mai departe, comisiile situații excepționale din raioane. Lucrul ăsta se întâmplă. Și eu mi-aș dori să am acel fond de garantare sau să am acești bani și să compensăm aceste lucruri. Dar încă o dată, revin, noi nu putem să-i punem pe toți într-o oală și să avem aceeași abordare. Eu, da, Andrei spune și apă. De ce noi nu facem o legislație ca să controlăm toate aceste input-uri? Da? Spune-mi la dauz comercial, băi băieți, mai mult de atâta nu se poate, gata. Atunci noi îi dăm altfel, altă marjă de acțiuni fermierilor noștri. Da? Deci noi o să avem input-uri mai ieftine, noi să fim mai competitivi. Că noi spunem dacă schimbăm în zona noastră, nu schimbăm, noi fără apă în zonă nu facem nimic, nicio cultură. Fără apă nu facem. Noi putem să ne gândim... Eu dar mă doare capul cât mă gândesc cum să diversific afacerea. Dar fără apă, cum mă întorc, dau în apă. Cum mă întorc, dau în apă. Ce fel de diversificare? Nu facem nimic. Acest... Acum trebuie să punem accentul pe apă. După asta ne gândim ce diversificăm. Dar noi suntem cu asociația Chizil de nu știu câți ani și nu putem ajunge la un întorc comun când odată să ne dă toate bazinele și terenul sub bazine. Și că noi aici trebuie să lucrăm. Sunt câteva puncte foarte importante. Haideți să facem o lege. Haideți să facem o lege. Adaosul. Care e adaosul la companiile de input-uri? 20%. Da? De exemplu, eu spun exemplu. Acum noi calculăm parcurs. Și că atunci noi, prin mecanisme legislative, putem să controlăm toate aceste input-uri și cheltuieli pentru fermieri. Și atunci noi, probabil, vom putea fi competitiv. Și dumneavoastră nu o să trebuia să dați în fiecare an 500 milioane sau 1 miliard. Că să-i ajutați, pentru ce să-i ajutăm? Că rădăcina problemei e acolo, nu e aici. Cât nu o facem noi o stăruim noi, cât de eficient nu am trece și la no-till, și la chill, și la drone, că nu o să fim noi cu așa input-uri scumpe. Și arătați în ultimii 10 ani, uitați-vă că băncile în 2020, 2021, 2022 au făcut supraprofituri.
dar fermierii s-au dus în minus. Unii dreptate. Haideți să spunem și la voi să vedem din ce cauze iau profitul și noi suntem în minus permanent. Lucrăm și la procentele bancare. Eu am luat combina cu 4 jumate, acum plătesc 9% combina. În euro. Eu mă doare capul când ajung să plătesc combinații. Așa că poftim. Și ei se râd la bancă. Dar ce a făcut banca? I s-au scris acolo digital niște numere și gata și mi-au dat ei bani. Dați să facem cumva, nu e ok așa să lucrăm noi pentru bănci, pentru sistemul financiar. Au plătit sistemul bancar ultimii 10 ani. Și ce a câștigat statul la asta? Că noi am fost asupriți în mod normal din sistemul bancar. Ce a câștigat statul la asta? E că dacă noi am lucrat la mecanisme de ieftinire input-uri, la sistemul bancar, la apă, e că aici e soluția. Dar faptul că noi o să dăm bani, la anul ăsta tot așa o să fie. Că acum a fost ultimul raport, nu se așteaptă prețul la anul ăsta bun. Tot la fel, prețul foarte mic. Și noi iarăși suntem în minus față de fermierii din Ucraina și România. Iar aici, haideți să ne gândim împreună, că noi vrem dialog și vrem mecanisme. Noi ne-am săturat să îmblăm, să strigăm. Noi vrem într-adevăr să ne așezăm, să discutăm, să găsim soluții pentru fermierii întreaga țară. Noi trebuie să lucrăm la această diversificare. Tocmai de aceea trebuie să avem această abordare, cum să zic eu, separată. Fiecare în parte. Pentru că dacă însă mergem așa și o să... statul trebuie să controleze asta, statul trebuie să controleze asta, statul trebuie asta nu o să funcționeze și dezvoltarea nu va fi. Întrebarea mea este și alta. Și am spus și anterior, în țara asta sunt companii de succes. Tot le greu, tot au probleme, dar au succes. Și sarcina guvernului, obligația guvernului este să vă ajute să depășim aceste probleme, dar împreună și cu resursele financiare care există astăzi, ca să trecem de la pur și simplu producători de cereale la producători integrați, fie de carne, fie de ouă, fie de ce-o fie acolo. Și investițiile să le canalizăm acolo unde este productiv. Dar, oameni buni, eu v-am spus întotdeauna, am să fiu deschis și onest, câteodată brutal de, cum să zic eu, direct. Noi dacă o să continuăm să investim acolo, după care tot asta se ducă la export și importăm carne de porc, carne de vită, nu mai zic, lapte, carne de pasăre, peste 20.000 de tone de carne de pasăre noi importăm, exportând de asta cereale subvenționate. Dar, încă o dată, înțelegem problemele astea a producătorilor de cereale și pas cu pas noi le rezolvăm. Parțial alocând mai mulți bani, parțial lucrând cu fiecare companie în parte ca să vedem cum îi putem ajuta să se recrediteze, să li se aplice anumite facilități. Domnul prim-ministru. Da, vă rog, Sergiu. Dumneavoastră, acum vorbiți despre producători de cereale. Aceeași problemă am și ceilalți producători. Eu, după așa experiență cu băncile în ultimii doi și peste noapte, când faci investiții într-o zootehnie sau în orice altă cultură cu valoare adăugată, acolo investițiile sunt mult mai mari și termen de recuperare mult mai mare, unde este garanția mea că banca mâine nu mărește dobânda bancară iarăși. Înțelegeți? Costurile astea sunt mult mai mari. Și iarăși când ajungem să producem ceva, noi devenim competitivi cu vecinii noștri. Cu vecinii noștri. Eu cunosc caz concret, băieți cunoscuți care au investit în fermă, au adus laptele de capră pasteurizat pe raft la magazin. Și în 2 luni de zile au venit lapte mai ieftin din Ucraina. Și gata. Asta e vorba de competitivitate. Costuri lui, că eu produc cereale, că eu produc carne, că eu produc ou, lapte, toate sunt mai mari ca la vecini. Iată aici e problema. Costurile noastre trebuie să le diminuăm. Iată, eu am făcut un video, l-am făcut public, un simplu cablu care se folosea, el costa 980 de lei la o companie care vinde piese de schimb. În Ucraina costa 200 de lei, în România costa 300 de lei, același cablu, același este. Și eu ca să mă trezesc peste 2 luni, el s-a mai mărit în 100 de lei prețul. Iată, despre asta noi vorbim. Noi nu avem pârghiile astea, adică nu există niciun control. Băieții care stau la pe malul Prutului, majoritatea se duc și cumpără piese din România, țară europeană. Plătesc TVA la vamă, factură, aduc tot și 30-40% mai ieftini. Dar noi nu putem, iată, după fiecare piesă te duci în partea cealaltă.
Iată, despre asta a vorbit Andrei și eu am vrut să completez. Eu asta tot am înțeles, doar că noi trebuie să fim conștienți că noi nu o să fim competitivi acolo unde valoarea adăugată este mică. Și în produsele cerealiere, valoarea adăugată este mică. Mai mult ca atât. Noi niciodată nu putem să fim competitivi cu produse cerealiere cultivate în zone unde umiditatea este mică, precum este, de exemplu, aici la Căușeni, în Cahul, în Cantemir. Deci în toată zona, dacă o să o iei așa de la Chișinău în sud. Și noi asta trebuie să fim conștienți. Eu sunt de acord cu Andrei că trebuie să alocăm mai multe investiții în lacurile de acumulare cu apă, în sistemele de irigare, în sistemele de irigare capilare, acestea care sunt mult mai eficiente. Dar eu nu sunt de acord cu faptul că Republica Moldova nu poate avea agroindustrie competitivă, fie că e vorba despre carne, despre ouă, despre pește, carne de pasăre sau carne de vită sau carne de porc. Asta nu o să mă convingă nimeni, că noi nu putem. De ce? Pentru că noi avem producători cu cicluri închise, foarte profitabili, care, de exemplu, doar în ultimul an au făcut investiții în sisteme de biogaz, fără ca să ceară subvenție din Republica, din AIPA. Deci, încă o dată, colegi, și aici am să închei, îmi cer scuze, trebuie să merg mai departe, încă o dată, știu și înțeleg care sunt problemele. Problemele le vom rezolva gradual. V-am comunicat faptul că am alocat primii 50 milioane din suplimentari din acest an din fondul de intervenție pentru producătorii de cereale tot din zona de sud și noi vom continua lucrul ăsta. Eu știu că nu o să reușim peste noapte să rezolvăm toate problemele care s-au acumulat din ultimii cât s-au acumulat din ultimii ani. Că urmează și o să ne mai întâlnim, să mai vedem cum o să putem rezolva careva probleme. Deci aceasta a fost întâlnirea noastră și răspunsul la întrebările noastre. Părere de rău, e o discuție sterilă, fără substrat economic care ar putea să întărească aceste declarații, care doar sunt venite să manipuleze societatea, că dacă ar fi, cum spun domnul prim-ministru, chiar și ministrul agriculturii, ei pledează pentru ceea că ei au subvenționat exporturile. Noi știm că doar din componenta PIB-ului țării exporturile au o însemnătate majoră, doar oare nu pentru asta aș să restitui ștăvaul la export. Adică noi putem, e o gogonat care să dă pe rol la televiziuni ca să ne denigreze. Dar noi ca agricultori, însăși vânzarea este cei care trebuie să o împarți la salarizare, la inputuri, avem niște procente bancare exagerate în comparație cu concurenții noștri care sunt direct și ucraineni și români. Deci avem o situație neloială pe piață. Noi avem o piață liberă la vânzare, dar nu avem o piață liberă chiar și la procurarea inputurilor, să spunem, că la noi toate sunt mult mai scumpe.